Я до тебе і пан на магазин, що є ніщі пині. Ай, надії зайшли. Медок, да, а ось, не маміте. Știi ce mă întrebam eu? Și nenea asta de pe bani? Deci tu, cred că e Grigorescu. Păi și el ce-a făcut de-a ajuns pe bani? O pictat. Păi și dacă pictez și eu mă pune și pe mine pe bani? Păi tu nici nu știi semnează. Și acum vrei să te apuci de pictat? Da, pe un leu. Și nu e omul ăla de pe un leu? Iorga. Iorga și ăla de la noi din deal? O, mă, Nicolae Iorga. Ăsta a fost om politic, om învățat. Și om învățat. Da, pe 5 lei. Și nu. Minescu. Și ăsta ce-a făcut? Ăsta a fost muzician. Dar și eu pot să cânt. Păi, dar manele nu se pun. Auzi, dar pe 100 de lei, pe 1 milion, cine e așa? Ile Caragiale. Ile? Ăsta e un fel din neam cu Radu Ile? Și ăsta ce-a mai făcut? Ăsta? Dramaturg. Cum, da, nu, că mie nu-mi place dramele. Plus că, dacă a fost dramaturg, de ce l-a pus pe bani românești? Dramaturg, nu turc. A. Auzi, dar pe banii și amari pe care eu nu-i văd niciodată, ăia pe banii ăia cine sunt? Pe 200 de lei e Lucian Blaga și pe 500 e Eminescu. Și ăștia și erau? Ăștia erau poeți. Așa primești tu poza pe bani mari dacă faci poezii? Da. Și dacă fac și eu poezii, mă pun și pe mine pe bani mari? Da, tu apucă-te de poezii și așteaptă că vine cineva la poartă să te treacă pe bani. Hai, dă-i drumul după pâine. De când mi-a zis mămica că dacă faci poezii poate să te pună ăștia pe bani, numai la asta mă gândesc. Visul meu de acum încolo e să ajung neapărat pe bani. Și mă uit la documentare de astea, pe TV-și, și eu ziceau acolo că oricând trebuie să ai pixul și foaia la tine, că nu știi niciodată când vine inspirația și trebuie să scrii. Că dacă vine și o pierzi, s-o dus, nu-ți mai întoarci. Că inspirația e ca autobuzul, că dacă vine și nu ești pregătit, ai de așteptat. Nu știu, l-au apucat și pe copilul ăsta, că de obicei timp mă la TV Cultural să uite. Nici n-am știut că am postul ăsta. Și faci copilul? Ei, și fac, mă inspir acum, că vin toamna, acum așa e frumos. Da, băi, vine, ce să zic, ia cu și muncă și un blod peste tot. Da, dar uite și frumos chică frunzele din copaci. Da, chiar așa și le trebuie strânsă, dar și nu să le strângă, că tu te uiți cum chică. De, ca să am mai multe inspirații să scriu versuri, am început să admir natura, că așa ziceau acolo, trebuie să faci. Să stai și te gândești mult și eu asta fac acum, stau și mă gândesc mult să scriu natura și... E fain. Stă câte o jumătate de oră și se uită în gol așa. Prima dată am crezut că are o muscă pe cășul și vrea să o prind. Dar el așteaptă inspirații. Dar uite, mamă, dar asta e anotimpul recolte, e așa frumos, tare. Și recoltă? Tu n-ai văzut că nu ploua deloc? Și păpșoie sus castăt? Măcar bine că s-o găinile, că altfel mâncai frunze colorate. Dar tu nu vezi și de culori frumoase sunt acum că a venit toamna? Păi nu contează și culorii, că eu oricum când te bai pe tine, tu tot televerzi ai să vezi. Ei, faci tu glume, dar eu știu că din interior și tu ești sensibilă. Da, eu sunt sensibil la foame, dar ia du-te strânge oul. Știi și mă gândeam cum pleacă barza în străinătate. E liniștitor. Apropo de barză, eu am făcut o salată de varză, du-te ia oul că nu mai pot de foame. Dar oare găinile noastre de ce nu pleacă nicăieri? Ca să ai tu și mânca la iar, du-te mai repede, nu mai mă întreba. Deci hai că mă duc, dar fii atent acum și poezie frumoasă am scris aici, că așa am învățat pe foaie, că așa am învățat să ai tot timpul foaia și pixul la tine, că când îți vine inspirația, leștă-ți și atunci scrii, că dacă după aia o pierzi și nu mai vin înapoi. Inspirația adică. Hai, băi, hai să te aud. O venit toamna și eu stau și admir încet. Scriu poezii pe carnețelul pe care l-am la chept. N-am știut ce rimează cu foaia 4. Și melancolia asta mie îmi dă un gust amar când mămica mă trimite să iau oul de pe cuibar. Vezi, mămică, eu am un suflet de poet, dar tu nu înțelegi. Apropo de poet, du-te în poiată și strânge oul că altfel mă supie. Gata, hai că mă duc acum, hai. Mă duc frumos în poiată, iau ouăl și le pun în poală. Și cum le ținem eu așa, în flanela aceea, mă pălești inspirație. Și când mă uit să scriu poezia care mi-a venit, n-avem mai multe mâini. Na, acum și era să fac. Ouăl din poiată și inspirația. Ei, asta e. Poezie e poezie. Ce faci, mă? Unde, soule? Păi, mamă, hai zic o poezie.
Lasă-mi poezia, unde sunt ouăle? Ai găsit poezia și după aceea ai să înțelegi ce s-a întâmplat cu ouăle, e? Eu ouăle din poiată și inspirația vine toată. Și îmi pun mâinile în cap și atunci ouăle fac pac. Le-am spart tot. Ce, cât ai spart ouăle? Păi da, dacă n-am mai multe mâini, am și foaie, și pix, și ouă, o trebuie să aleg. Vai de mine, dar ce-ți fac? Păi mămică, dar știi cum zic ăștia la televizor? Ouăle sunt pentru stomac, poezia e pentru suflet. Și pare pentru schinare. Îți plac poeziile? Uite și poezii faină îți fac eu acum pe loc. Ai un suflet de poet și un creier cam încet. Nici un om nu ești în stare să aduci pe cuibare. Tătă ziua stai și plângi, pe bagnotă vrei să ajungi. Îți promit că peste ani ajungi maxim pe 2 bani. Tu chiar nu faci mari brânză, te uiți numai după frunză. Mi-ai adus o supărare și îți pun parul pe schinare. Parcă tare important e răuului și de da, na, și să-i faci. Acum am luat bataia, am luat. Acum am făcut și poezii pentru asta. Stai. Și cu ou și fără ou, eu v-am zis și o zic din nou, tot ajung de trag din greu pe bancnota de un leu. Dar deocamdată o lăs mai moale, că spatele mă cam doare. Cine ar fi crezut pe bunii că poezia-ți lasă urmii?